Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Atunci când Domnul Isus a început minunata mișcare de prezentare a împărăției cerurilor, în eforturile lui nu a omis nimic din ceea ce definește personalitatea noastră. Așa cum menționam și cu altă ocazie, Dumnezeu nu este interesat numai de aspectul spiritual al vieților noastre. Din cauza că noi tratăm viața în felul acesta, avem de a face cu tot felul de convulsii și tensiuni interioare. Este vorba despre faptul că vrem să-i lăsăm lui Dumnezeu numai o parte din ființele noastre, în timp ce celelalte le rezervăm pentru noi. Prin lucrarea pe care a făcut-o, Domnul Isus ne-a arătat că așa ceva nu ne este de niciun folos. Atunci când umbla printre oameni, El nu a făcut numai vindecări, nici nu a petrecut tot timpul învățând, nici propovăduind, ci a făcut tot ce a fost nevoie pentru a aduce oamenii la acea integritate pe care omul a avut-o în momentul creației. Mai spuneam, de asemenea, că atunci când o anumită latură a personalității noastre nu este dezvoltată în mod normal, noi tratăm persoana respectivă ca o persoană cu handicap și o internăm în locuri speciale pentru recuperare. Din păcate, aceasta se petrece numai când este vorba despre o disfuncționalitate intelectuală, fizică sau socială. Nu facem nimic când este vorba de sufletul nostru. Domnul Isus a văzut acest lucru atunci când ne-a numit Oi fără păstor dar nu numai că a văzut o nevoie. Nu s-a oprit numai la observarea detașată a unui fenomen, ci a trecut la acțiune. A întreprins ceva pentru rezolvarea acestei probleme. Capitolul 9 se încheie în momentul în care îi îndeamnă pe ucenici să se roage ca Dumnezeu să găsească lucrători care să păstorească această turmă, care să vină în întâmpinarea acestor nevoi. Observați că Domnul Isus nu se referă aici la guvernanți sau la forțe armate. Acestea așa au rolul lor, dar, dragii mei, așa cum vom vedea, este vorba de fiecare dintre noi care trebuie să înțeleagă misiunea cei îi revine. Să vedem deci modul în care continuă lucrarea Domnului Isus, și în capitolul 10 al Evangheliei după Matei. Apoi, Iisus a chemat pe cei 12 ucenici ai săi și le-a dat putere să scoată afară duhurile necurate și să tămăduiască orice fel de boală și orice fel de neputință. Poate că ucenicii s-au rugat pentru alții, așa cum se întâmplă de obicei și în biserici, dar Domnul Iisus îi alege pe ei. După cum vedem, Domnul Iisus se echipează înainte de a-i trimite. De acum nu mai erau simpli ucenici, ci apostoli, trimiși, ambasadore în împărăției cerurilor. Să facem și noi cunoștință cu cei ce vor deveni apostoli ai Domnului nostru. Iată numele celor 12 apostoli cel din tâi, Simon, zis Petru, și Andrei, fratele lui, Iacov, fiul lui Zebedei, și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, Toma și Matei, vameșul, Iacov, fiul lui Alfeu, și Levi, zis și Tadeu, Simon, cananitul, și Iuda, iscarioteanul, cel care a vândut pe Isus. Odată ce au fost numiți ei, au fost și instruiți de Domnul Isus. Lor li se spune clar care este misiunea, dar și câmpul de misiune. Aceștia sunt cei 12 pe care i-a trimis Isus după ce le-a dat învățăturile următoare: Să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vrăcetatea samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Și pe drum, propovăduiți și ziceți: Împărăția cerurilor este aproape. Un lucru trebuie menționat încă de la început. Dacă vreți să faceți exact ceea ce a spus Domnul Isus ucenicilor, trebuie să luați mai întâi în considerare că aceste instrucțiuni sunt strig legate de națiunea Israel. După ce a înviat din morți, mandatul lor este schimbat și implicit al nostru, de această dată fiind inclusă și Samaria, precum și celelalte ținuturi și neamură acestei pământ care au fost omise în primul mandat. Mesajul însă este același. Împărăția cerurilor este aproape. Era aproape prin persoana regelui împărăției, Domnul Isus, în încheierea erei victoriene, la finalul secolului trecut și începutul secolului 20, era un anumit sentiment de speranță în așa anumita lume creștină. Ei au înțeles că lor le revine sarcina să construiască această împărăție aici pe pământ. Fiecare denominație, fiecare grup considera că aceasta era sarcina lui. De atunci avem mișcări care consideră că împărăția cerurilor este deja aici pe pământ ca o realitate împlinită. Problema este că niciodată bisericii nu i-a fost încredințat mandatul de a construi împărăția, de a o institui aici pe pământ. Singur, Domnul Isus este cel care construiește regatul și cel care îl va institui atunci când se va întoarce din nou pe pământ. Mandatul bisericii este acela de a fi trupul vizibil al Domnului nostru în această lume și de a predica Evanghelia Lui cu toate acestea, împărăția cerurilor este în noi atunci când acceptăm să fim ucenici și supușii Lui. Dar nu numai omisiunile de Domnul Isus, ci și ceea ce ar putea constitui scrisoarea de acreditare. Vedeți, nu oricine poate fi ambasador, reprezentantul unei țări sau unei puteri. El are nevoie de anumite semne care să indice că a fost investit cu acea autoritate. În zilele noastre sunt scrisorile de acreditare. Atunci erau anumite însemne. Domnul Isus le dă ucenicilor săi aceleași elemente pe care le avea și el. Vindecați pe bolnavi, înviați pe morți, curățiți pe leproși, scoateți afară dracii, fără plată ați primit, fără plată să dați. Cred că versetul acesta citit cu atenție ne-ar putea scuti de ceva probleme care afectează în zilele acestea biserica. Observați mai întâi că tuturor le sunt date toate aceste lucruri, inclusiv învierea morților. Apoi mai este și acest fapt că totul este gratis. Biserica este confruntată astăzi cu impostori puși pe căpătuială pe seama slăbiciunilor unora. Domnul Isus a atras atenția asupra lupilor răpitori. Iată că aici avem un standard după care pot fi analizați. Odată unui vindecător s-a propus să meargă la un spital, acolo unde era cu adevărat nevoie de el. Vindecătorul a refuzat și cred că motivul lui era acela că oamenii aceia nu puteau nici aplauda, nici oferi ceva. Acum sunt aici câteva cuvinte la care trebuie să fim atenți și să nu le scoatem din contextul lor. Să nu luați nici aur, nici argint, nici aram în briele voastre, nici traistă pentru drum, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiag, căci vrednic este lucrătorul de hrana lui. Aceste cuvinte fac parte din prezentul mandat încredințat ucenicilor lui. Mai târziu, spre încheierea misiunii lui aici pe pământ, Domnul Isus revine asupra acestor cuvinte și intervine o modificare Luca este cel care notează aceste cuvinte în capitolul 23, versetele 35 și 36. Apoi le-am zis, Când v-am trimis fără pungă, fără traistă și fără încălțăminte, ați dus voi lipse de ceva? De nimic, i-au răspuns ei. Și el a zis, Acum, din potrivă, cine are o pungă, soia. Cine are o traistă, de asemenea soia. Și cine n-are sabie, să-și vândă haina și să-și cumpere o sabie. Apostolul Pavel scrie și el cu privire la aceste lucruri în prima epistolă către corinteni la capitolul 9 versetul 14. Tot așa, Domnul a rânduit ca cei ce propovăduiesc evanghelia să trăiască din evanghelie. El tratează pe larg problema aceasta a modului în care o lucrare creștină ar trebui susținută de creștini. Dragii mei, cred că trebuie să avem o înțelegere adecvată a modului în care funcționează misiunea creștină. Eu sunt sigur că Dumnezeu ar putea face să apară fondurile necesare diferitelor misiuni, așa cum a procedat Domnul Isus când a plătit dările pentru cezar. El a trimis pe ucenici să pescuiască și în gura peștelui au găsit banii pentru plata dărilor. Nu aceasta este o problemă pentru creatorul acestui univers. Însă el ne face o mare onoare să ne includă și pe noi în misiunea de salvare a sufletelor. Chiar și o emisiune cum este a noastră, este una care poate aduce lumina izbăvirii în viața multora. Dar, înainte ca acest cuvânt să ajungă în undă, sunt o serie de aparate care trebuie să funcționeze, consumatoare de energie, iar aceasta depinde de ajutorul nostru. Și, dragii mei, aceasta este misiune în vederea extinderii împărăției. Dar să mergem mai departe. În orice cetate sau sat veți intra să cercetați cine este acolo vrednic și să rămâneți la el până veți pleca. La intrarea voastră în casă urați de bine. Și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. Dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Dacă nu vă va primi cineva, nici nu va asculta cuvintele voastre, să ieșiți din casă sau din cetatea aceea și să scuturați praful de pe picioarele voastre. Realiști fiind, cred că aceste cuvinte găsesc tot mai greu aplicabilitate în zilele noastre, Bisericile găsesc că este mult mai ușor să plătească o cameră de hotel decât să ceară cuiva să găzduiască pe un predicator sau pe o altă persoană. Pe de altă parte, cred că, din nou, este vorba de un mandat particular pe care Domnul Isus l-a dat ucenicilor la acea vreme. Nu găsim relatări cu privire la aceste practici în ceea ce îi privește pe Pavel sau Barnaba, care au călătorit în foarte multe locuri pentru a planta biserici. Aici este vorba despre Israel, și exigența are o măsură specială. Adevărat vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei decât pentru cetatea aceea. Domnul Isus îi face conștienți pe ucenici de realitatea cu care se vor confrunta și poziția pe care o vor avea în raport cu ceilalți. Iată, eu vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbei. Aceste sfaturi cred că pot fi aplicate de creștinii din toate timpurile și toate locurile, spre deosebire de aspectele particulare pe care le discutase mai înainte Domnul Isus. Aspectul pe care doresc să-l subliniez aici este acela că trebuie să fie echilibrul pe care Domnul Isus îl prevede aici, înțelepți ca șerpii și fără răutate ca porumbei. Dacă cele două nu sunt ținute în echilibru, pot apărea probleme. Nu cred că nu ați întâlnit persoane care au o istețime ieșită din comun, dar care nu sunt deloc fără răutate. Înțelepciunea combinată cu răutatea naște monștri, iar istoria omenirii numără câteva cazuri. Dacă suntem fără răutate, dar și fără înțelepciune, atunci noi suntem în pericol și, din nou, nu este bine. Deci, trebuie să fie un echilibru. Urmează acum o altă atenționare. Păziți-vă de oameni căci vă vor da în judecata soboarelor și vă vor bate în sinagogile lor. Din pricina mea aveți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților, ca să slujiți ca mărturie înaintea lor și înaintea neamurilor. Chiar dacă și aici este vorba despre aspecte legate de națiunea ebraică, aceste lucruri sunt demne de luat în considerare și în ceea ce îi privește pe creștini. De fapt, nu pentru un nume vor fi ei acuzați, ci datorită neprihănirii. Neprihănirea va fi întotdeauna condamnată, indiferent că este vorba de sinagogă sau curte de instanță. În cele din urmă este vorba nu de un război ideologic, ci este vorba despre lupta dintre păcat și neprihănirea. Păcatul se va servi de diferite sisteme, poate chiar și de instituția bisericii sau de un comitet sau altul. Dar semnul acestei lupte este că neprihănirea are însoțirea Duhului Sfânt, iar evidența este aceea a lipsei oricărei temeri. Dar când vă vor da în mâna lor, să nu vă îngrijorați gândindu-vă cum sau ce veți spune. Căci ce veți avea de spus, vă va fi dat chiar în ceasul acela, fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în voi. Cuvintele acestea ale Domnului Iisus au fost împlinite din plin de-a lungul secolelor. Zeci de mii de oameni au fost martirizați în cele mai odioase moduri. Aruncați la lei, tăiați cu fierăstraie, atârnați pe cruce, anși pe ruguri, acești oameni au fost deasupra morții prin neprihănire și deasupra celor ce i-au judecat prin Duhul care îi însoțea. Deci, ceea ce a spus Domnul Isus s-a împlinit și va continua să se împlinească până la venirea sa și instituirea împărăției sale. Până atunci răul care încă mai este prezent în lume va încerca să se opună binelui, iar conflictul este dramatic. Fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul lui. Copiii se vor scula împotriva părinților lor și îi vor omorî. Veți fi urâți de toți din pricina numelui meu, dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. Când vă vor prigoni într-o cetate, să fugiți într-alta. Adevărat, vă spun că nu veți isprăvi de străbătu cetățile lui Israel până va veni fiul omului. Aceste cuvinte au un rol profetic. De fapt, venirea Domnului Isus în lume a adus și confruntarea directă a răului cu binelui, a păcatului cu neprihănirea, în această luptă nu mai contează legăturile de familie, rasiale sau de orice altă natură, ci individul. Chiar dacă sună a război de exterminare, de fapt, Domnul Isus vrea să ne facă conștienți de cât de serioasă este această problemă. Nimic nu poate interveni în această luptă în afară de decizia pe care trebuie să o ia cineva. Ea este aceea care contează, iar ea va aduce mereu împotrivire. Dar după această trecere în revista misiunii pe care o primiseră și după aceste cuvinte care descriau consecințele misiunilor, Domnul Sus oferă câteva principii generale legate de viața ucenicilor. Ucenicul nu este mai pe sus de învățătorul său, nici robul mai pe sus de domnul său. Ajunge ucenicului să fie ca învățătorul lui și robului să fie ca domnului. Dacă pe stăpânul casei l-au numit Belzebul, cu cât mai mult vor numi așa pe cei din casa lui. Aici este vorba despre reprezentare. Noi nu suntem decât reprezentanții Domnului nostru. El trebuie să fie mereu stăpânul nostru, cel de la care am primit sarcina apostoliei. Nu trebuie să ne temem de ceea ce vor spune oamenii atunci când îi suntem credincioși, și deja am explicat de ce este așa. Chiar Domnul Isus a fost tratat cu dispreț, iar ucenicii lui la fel. Nici noi nu ne putem aștepta la mai mult pa, o cursă a diavolului în aceste vremuri este dorința de popularitate. Bisericile renunță la multe din principiile lor pentru a câștiga relevanță, care din păcate înseamnă lipsă de mărturie. Adevărata neprihănire aduce stare de disconfort pentru cel păcătos. Psalmul 1 ne spune că păcătosul și neprihănitul nu pot sta împreună. Deci, dragii mei, trebuie să avem grijă. Domnul Isus ne atenționează că va veni și o zi a adevărului așa ca să nu vă temeți de ei. Căci nu este nimic ascuns care nu va fi descoperit și nimic tăinuit care nu va fi cunoscut. Iar acum, Domnul Isus vorbește în termeni apreciativ față de ceea ce facem noi. Ce vă spuneam eu la întuneric, voi să spuneți la lumină. Și ce auziți, șoptindu-se la ureche, să propovăduiți de pe acoperișul caselor. O antenă pusă pe acoperișul unei case și un bun emițător este un mijloc excelent pentru a transmite Cuvântul Domnului. Chiar dacă nu la radio s-a referit Domnului Sus, acțiunea aceasta de propovăduire trebuie să aibă loc prin orice mijloc. Însă, în toate acestea, nu trebuie să uităm de Dumnezeu sau să încetăm să ne temem de El. Nu vă temeți de cei ce ucid trupul, dar care nu pot ucide Sufletul, ci temeți-vă mai degrabă de cel ce poate să piardă și Sufletul, și trupul în genă. Cromwell a fost întrebat de unde vine curajul său. El a răspuns, citez, Când te tem de Dumnezeu, nu te mai tem de niciun om. Am încheiat citatul. Dragii mei, cred că este un lucru la care trebuie să medităm cu și mai multă atenție. Sunt misiuni, biserici, organizații, ai căror lucrători nu se mai tem de Dumnezeu, ci doar de cei care conduc organizația. Se tem să nu piardă suportul, finanțarea. Dragii mei, când te tem de Dumnezeu, așa ceva nu trebuie să se mai întâmple. Nu numai că temându-te de El trebuie să faci lucru cu o inimă sinceră, dar El te și protejează. Nu se vând oare două vrăbi la un ban, totuși niciuna din ele nu cade pe pământ fără voia tatălui vostru. Cât despre voi, până și perii din cap, toți vă sunt numărați. Deci să nu vă temeți. Voi sunteți mai de preț decât multe vrăbii. Ce spuneți? Nu este aceasta o minunată promisiune. Îmi aduc aminte de o persoană care avea mare dragoste pentru Domnul și călătorea foarte mult propovăduind evanghelia. Omul acesta sacrifica mult. În ciuda sacrificiului lui, în ciuda faptului că avea o familie numeroasă, oamenii aceștia nu au dus vreodată lipsă de ceva. Vecinii erau chiar intrigați de bunăstarea lor, văzând care este situația. Nu era decât o singură explicație. Dumnezeu care se îngrijește de păsările cerului se îngrijește cu atât mai mult de cei ce sunt a lui. Din nou revine Domnul Isus la aspectul mărturiei. De aceea, pe oricine mă va mărturisi înaintea oamenilor, îl voi mărturisi și eu înaintea tatălui meu care este în ceruri. Dar de oricine se va lepăda de mine înaintea oamenilor, mă voi lepăda și eu înaintea tatălui meu care este în ceruri. Mărturia este foarte importantă și nu este vorba numai de cuvinte. Ci despre întreg modul nostru de viață. Cum este el, în general? Dragii mei, să fii un martor al Mântuitorului nu este ușor. Implică conflicte, uneori cu cei apropiați. Implică sacrificii, și puteți citi în continuare ce spune Domnul Isus despre toate acestea. Dar în ziua judecății, atunci când va fi stabilită valoarea reală a tuturor lucrurilor, atunci se va vedea cât de mult a meritat. În acea zi, Domnul nostru însuși va depune mărturie în favoarea noastră. El va spune: Au fost martorii mei, sunt izbăviți prin mine, sunt ai tăi, Doamne. Și despre noi va fi vorba. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic.